Bună, bine v-am găsit, oameni dragi! Bine, la noi, omule bun! Dar păi prea mare onoarea pentru mine să mă primiți cu pită și cu sare, că doar nu mi-s nici președințe, nici... Ești de-a noi, ești român de-a noi. Nici gostul dumneavoastră. Gostul noi, da. Vă întâmpinăm cu pâine și sare, cu bogăția pământului și cu roadele câmpiilor. Mai puțină sare, că facem pensiune. Și pământ, că mă ceai. Bucurie și veselie. Să fiți sănătos, Lenuța Ciocăneaua și Țuc. Bine v-am găsit! Bine ați venit! O, tanti Lenuță, dar ce faci aici? Ce ai făcut? Ce înseamnă asta? Ce cei micuți când vin să tragă de coadă să găsească ceva aici. Adică să-i recompensăm într-un fel. Dar pruncuț, văd că ori crescut între timp. Asta e. Bun, și acum trebuie să începem să pârlim porcul. Este un ritual aici, de unde se pun paiele, de la cap, de unde se dă focul, cum e? De la cap, orice lucru începe de la cap. Dar și peștele cum se împute, tot de la cap. De la cap. Ba, Juri, ce știi dumneata să ne spui despre tradiția tăiatului de porc la Macea? Știu multe, dar ce să vă spun? Să vă spun că e o tradiție la noi la Macea, trebuie măceanii trebuie să taie porc. Care nu taie porc, zicea pe vremea că e culduș. Și de aceea ne-am gândit și noi să te chemăm pe dumneata să ne arăți că nu suntem culduși. O să vă tăiați pe mine. Nu, să te chemăm pe dumneata să ne arătăm la toată lumea că nu suntem culduși, că tăiem și noi un porc. Ia că acolo e tăiat, porcul nostru are nume, ca toate animalele măceanilor au nume. Pe porcul nostru îl cheamă Gheorosân. E un nume vechi românesc. Și el va fi... Eu am uscat bătrân. Nu mai pot eu să lucru ca și în tânăreață. Și m-a rugat de prunce și de măcenii ăștia mei să vină să mă ajute să-l putem tăia în pace și să-l mâncăm și liniștit. La mine în sat este o tradiție, ca și la Macea, că dacă nu guiță porcul în preajma Crăciunului, în ocolul fiecăruia, ocolul ăla o să-i meargă rău tot timpul anului și o să fie tot urmărit de lucruri rele. Și atunci este o întâmplare până la un punct adevărat că au trebuit forțați de împrejurări o familie să vândă porcul care îl aveau de tăiat de Crăciun. Și atunci să nu se râdă vecinii de ei că nu guiță porcul la ei în curce în ajunul Crăciunului, au pus omul pe nevastă să guiță până ocol până când și-au făcut o vâlvătaie de paie să se vadă că taie și ei porc, sărași. Da, da. Întâmplarea asta băsa mai în toate satii. Că și la lui la Mace este ceva asemănător. Eu n-am fost eu tăgeun așa cum îți amu. Am fost și mai sărac. Că așa e viața asta, când înainte, când înapoi. N-am putut într-un an să tai porc. Ca să nu fiu de rușinea măceanilor, ce m-am gândit? Aveam la uliță un butuc. Un butuc așa gros, și pe care ședeam la uliță. L-am luat, l-am băgat în grădină, l-am acoperit cu paie și am dat foc. Și am tăiat și eu porc. Și... O să vă povestesc când mi-am luat mai mult din povestea asta, că nu-i gata. Dar m-ați adus aminte cu guițatul. No, hai să vedem atunci cum se pârlește porcul tradițional cu paie la Macea. Mai spune-ne câte o istorioară din asta așa, de la tăiatul porcului, de la Macea, așa, de când ai fost dumneata tânăr sau copil, ce-ți mai aduce aminte? Pot să mă aduc aminte multe. Eram la un prieten, la Miculaia lui Piscălău, acela Macea, povestesc eu și de el cum a fost cu el, și ne-am dus să tăiem porcul. No, la noi, după ce tăiem porcul, să bea un pahar de rătie.
Ne-am pus acolo. Abia aștept să văd cum se face treaba asta. Am pus să beam o pahar de rechie, să vină careva să ne aducă oameni. Mi-e o gură de rechie să beam pe bana porcului aici. Care sunteți liberi, că ia, eu s-o ocupa cu dublu fotița, nu le-o lăsa să îngurății. Și am stat acolo la porc, la Miculaiul Piscăleu, n-am stat lângă el, că nu mai plecăm de atunci, nu mai se pleacă. Ce s-a întâmplat? Când am venit înapoi, nu mai fost porcul. Se înjunghea porcul și nu s-a înjunghea bine și a fugit porcul de acolo. Cu focul în spate. Cu focul în spate a fugit, nu, mai, nu cu focul în spate. Și cu focul în spate a fost fără, nu l-am mai găsit acolo. L-am găsit în fundul grădinii, picat la paie acolo jos, acolo a murit. Nu ni l-am tăiat noi. Da, dacă fugea cu focul în spate, dădea foc la șura de paie. Dădea foc la șura de paie, că atunci așa era paie și bai, că atunci noi n-avem clozete. Toată lumea merea după paie și după tulei. Ne vineau tăzi după aceea, ce-i gimeare. Baștreanie, dumneavoastră, ce-ți aduce aminte de când ai fost mai tânăr? Aminte, pentru că când se apropie sărbătoarea Crăciunului, era și tăiatul porcilor, mai ies acum de la Sfântul Nicolae încoace, apoi fiecare, cât o fost el de sărac, un porcus, o tăiat. Și noi copiii, de seara, ziceam, mă, cine taie porc, nu taie vecinul. Mă, taie, sună mai dimineață, că vineau să încălzați la foc și făceau, când se strângea făcucela, avea de la foc mic, să se încălzească prunșii și să mai ducă foc acolo iară pe porc. Și atunci vineau mulți copii, pentru o lecuță de coadă ne tăie, o lecuță de coadă să mâncăm. Acum nu ne-a trebuit la nimeni coadă și ureche ne dăge. Și atunci apucam și corindam acolo copiii. Corinde. Să corind și corinda. Acum nu, mai târziu un pic. Acum să vedem până când se pârlește porcul și mai târziu un pic. Da. Și atunci se adunau. Tata mi-a avut 5 frați, erau 6 frați. Toți vineau la proaspăt. Atunci era o adunare și, nu știu cum să spun, o omenie, frații vineau. Vineau copiilor. Când era gata cu tăiatul porcului, jumătate ce era mâncat. Și mai când ne puneam la tocane nouă, ne puneam la prunci o masă mai micuță. Seara la cină, eram câte 8 nepoți acolo, noi acolo la cină. Corindam acolo și erau atunci obiceiul să băga în cuptor friptura, cârnați, cărdăboși, păgăcițe cu jumere. Și erau oameni așa mascați, vineau seara, că era închinde și acolo să băga în cuptorii. Vineau seara și furau tepsia cu friptură, cu cârna și cărdăboș. Acum eu o luat așa, dar iară ne-o dat, mă, să ne căje. Acum să-și facă taină de voi. Ei, dar mă, acum ce facem? Bate-i foc, dar cum e făcut dimineața? Aveam aici oameni, ne-am ușeam, să n-avem ce. Și iar au apărut și friptura și bogășițele acolo închinde pe vatră. Așa era. Și... Dar bine că nu vă furați și bucătăresele care găteau mâncărurile. Nu, că bucătăresele, viațele, acum aveau fiecare și aveau ortacui, aveau bărbați acolo. Dacă nu erau poate că să mai atingea, mai ales dacă omul lecut s-a băut un picuș răcie, că era răcia înainte de cină. Și... Metai, păță, vreodată ai furat vreo gospodină de la bucătărie? Nu. Ai fost om cu mince? Am fost așa mai mare atras, n-am vrut să mă cânt și... Vreme și de-a mult să fie. Adică, măi, e rușine să facem treburi de așa, că era... Muieri și mai serioasă. Adică, ce ați venit aici să vă bace? Dacă erau și mai serioase, înseamnă că erau de tot ce feluri. Dar foarte bine, așa e bine. Așa e bine. Și vă spun... Și bărbați, iar așa. Păi și bărbații. Mai prăpăgiți. Acum, nu știu de ce, nu se mai duc aproape nici frații la proaspătă, numai familia acolo mâncăi, eram mulți. Dar după ce se gădea cina, corindau prunci. Atunci eu mă consider din familia dumneavoastră, dacă ni-s prezența aici. Da, da. Și... Mă bucur să fac parte dintr-o așa familie frumoasă, să vă țină Dumnezeu năravul și să ne cemați și la anul ce vine. Astăzi, să vă dea sănătate să mă ajungeți anii mie de 85, dar fără să vă doare nimic. Doamne ajută, dar ne doare de pe acum. Și dumneavoastră îți vie cântele care le cânt eu, când județ, o zis prea sfințitul, nimeni nu a păstrat tradiția cum ai păstrat-o dumneavoastră. Deci, dumneavoastră ești veteranul nostru bisericesc. Ai făcut 35 de ani ca cântăreț, ca crâșnic, ai condus corul și astăzi
oamenii știu ce pot face. Abia aștept să te ascultăm mai târziu cu cântări de alea bătrânești. Nici o să vă corind cântările religioase, după aceea așa la alte lumiești care dumneavoastră nu ne-ați mai auzit și aș fi curios să le auzi sau alții la televizor un om de 85 de ani să cânte cântările așa care le-a cântat amus 60 de ani. Am o disfac cu regiu pentru găluște, fac să fie foile pregătite, pe când ne dau oamenii carnea de afară. Numai să le împăturăm. Acum ne-am mutat un pic așa în cuină până când oamenii gata cu pârlitul afară, până când ne ceamă să turnăm apă la spălat. Muierile am văzut că s-au apucat așa să pregătească de mâncare, de alegurii. Bajgiurii, de fapt o să întrebăm pe tanti Lenuța ce ne pregătește de mâncare, dar dumneata să ne spui ce mâncăruri tradiționale s-au făcut pe vremuri și dacă se mai fac și în ziua de astăzi. Să fac și ziua de astăzi, deci la toți cei care lucră la porc și care sunt invitați, neamuri, prietini, mâncă tocană. Se face o tocană specifică, deci cu carnea de porc, la care se bagă, după ce se bagă, se bagă curegi în cadă, curegi mânânțel, așa zice la macea. Și noi am lăsat, prietenii mei am lăsat afară să lucreze la porc, să lucre la porc, și doamnele noastre fac aici usturoiul pentru cârnați, ceapa pentru spălat mațele, pentru tocană, și ele știu mai bine ca mine ce trebuie să facă. Ia spuneți-ne, ce ne pregătiți pentru astăzi de mâncare? La miaz facem tocană cu curechi acru, păsară facem curechi umplut, friptură de carne. Curechi umplut, ai o fi un fel de sarme. Sarmale, curechi umplut. Friptură de carne și de cârnați și de cărdăboș. Și bănuiesc că pe când o fi gata cârnațul, să frige și cârnați și carne la cuptor. Nu se pune problema, sigur, doar trebuie să... Și zumările și maioșul. Mâncăm de tătie, asta se mâncă de tătie. În satul meu se face din o sânză, se fac turce cu untură, le zice, sau haioșă. La macea se fac? Se fac și la macea. La noi abia așteaptă gospodinele când se desface porcul, primul lucru care se scoace din porc e o sânza, untura, o duce, o lasă un pic să se răcească, o toacă și se apucă să facă haioșe. Da, așa este, așa se face și la macea. Da. Cu prai de prune. Cu prai de prune, bristiță. Prai de prune bănuiesc că e magiun. Magiun, care e fiert în căldare. Neapărat în căldare. Fără zahăr. Curățăm ai pentru cârnați. E cârnațul bun. Așa se face cu ai mult la cârnați. Ca să se păstreze și să uște și să fie gustos și bun. Pruncii se așezau la masă toți cu părere de bine că uite cât cârnațul a pus aici bunica lor sau mama sau care acolo, dar a fost un cârnaț artificial, băga coceni în masul acela. Și dacă se frigea, nu se cunoștea așa. Când toți mușcau, hai mă, să mâncăm, mă, că uite când i-o pus. Mâncă, dar zice, bună, dar pe așa de tare cârnațul ăsta. Apuce așa, zice, mai că a fost porcul mai bătrân, zice. Și nu, acolo îi mâncau unul cu altul, se bădeau, mă, de pe când nu. Când colo o luat, ca să nu se denuiască, să nu știe că cu ce cu o luată pșia de acoale, și atunci a pus ăsta la altul. Nu am ce vă pun din porcul ăsta care e tânăr, zice, că ăsta, zice, puteți să mâncați și voi. O, bine bună, și mama, coale și tăși, erau, noi ne râdeam de acoale, zice, că cum mungeau să mânce, să oadă, mă, dar pui tare, nu se poate. Nu? Când colo le-a luat tăpșie de acoale, le-a pus o tăpșie de cârnați, original, așa, natural, vasul de care o fost. Și după aceea ne apucam și corindam, acolo până când se punea cealaltă pe masă și nu, nici se punea curechiul sarmale, după aceea friptura cârnască de boș, pecie, câte tătie. După aceea vinuțul era acolo din de mână,
Păgăcele cu jumele le făcea săraci ca să putem să bem după ele. Erau păgăcele așa, când le băgai în gură atât se sfărmau, erau cu untură. Și așa au fost tradiția. Acum nu se mai face ceva prunci, nici nu vreau să mai știe așa, sau să îmbrăca urâți. Vineau acolo, știu, urâți mascați, să capie din zi, și mai sărați, să capie și el un cărneaz, căr de boș. Și acolo stăteau și mâi, să ne băgăm în casă, să vedem la ăștia. Apoi acolo cu o mândulină acolo cântau și... Așa joacă bătrânii, tarai, tarline din limbaje, dracul lemnii, arai, lăi, da, la, ai, da, 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 hop, hoi, prunci, acum vă place? Da, amu, ne place, da, zice, sigur, zice că, zice, și noi știm să jucăm molecuțe, să deau și acolo vieță prunci și... Făceau, nu, vineau mascați cei atunci, prunci, noi, dar cine e ăștia? Așa vineau oameni mai sărași și cântau, o corindau acoale și nu stăteau mereu la alții. Dar le punea acoale un cărnaț, un căr de boș, în săcuț, era cu săcuțul și era atunci niște plăcinte băgăceale și așa se îndulceau și ei. Amul nu s-a mai mascați, nimeni mai zicea, măi, și vine, zice, urâță la noi. Nu mai... O pierd și asta, nu știu de ce. Eu am învățat, am vrut să învăț prunci la școală. M-am dus și el să-i învăț cu steaua. Cu steaua în 8, care în județul Arad, încă, cum a spus Preasfințitul, nu se mai păstrează ce și dumneata ai păstrat-o până în ziua de astăzi. De când ai fost dumneata, de 14 ani, i-ai umblat. În tot anul ne-ai învățat și tare frumos. Acum m-am dus, n-am putut, m-am dus în grasa 8-a, mă. Zice dirijorul, dirigintele, mă, ia și bași 3 ani, o vine să... Tu mier, nu mă duc, domnule, nu mă duc. Zice, nu vreau, zice, acum, zice, ce să mă duc, zice, că... Mă, eu zic, mă, vin, mă, eu, că eu zic, o să primiți bani frumos, eu zic, în steaua un 8. Că sunt 58 diversuri. Și toate, eu zic, eu vi le zic așa și vi le dictez și voi să... Că acolo e soldatul, e îngerul, e Gașpar, e Voltezar, e Melchior, e Rod, e ciobanul, călugărul. O persoană care toate au roluri care nu se mai pomiesc, ea este în cărți, dar nu au așa cuvinte ca să potrivească. Îi place la român, la 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 la, muzica și traiul bun, la 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 la. Și îi place la român, la 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 la, muzica și traiul bun, la 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 la. Dar să-i cânece muzica și să-și trăiască viața. Să-i cânece muzica și să-și trăiască viața. Lucrat și la băut, la 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 la, românii dă din trecut, la 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 la, la lucrat și la băut. Păi am ajuns și la o fază mai plăcută la tăiatul porcului, când se spală și se pregătește șuricul, să putem să gustăm deja din el. Văd că ai niște maestori tare bune aici, unul dintre ei îl cunosc tare bine și știe să facă multe lucruri frumoase. Ce știi să ne spui de el? Eu știu multe să vă spun de el, care are multe calități. Numai ce se poate spune la televizor. Numai ce se poate spune la televizor, nimic altceva rău. Dar noi la Mancea, cei ce taie porcul se numesc henteș. Unul e henteșul principal. Și ei fac, acum spală porcul, acum se spală porcul. Se dă jos, practic,
toată arsura după el și rămâne porcul curat, alb. Aici îl avem, avem un măcean de-a nostru care și cântă. Gabi Bârșoan, poate ți-a auzit de el. Cum să nu-l știu, bine. Și cântă, el face, duce fala localității noastre Macea prin cântecul lui. Dar în timpul lui liber, el e un foarte bun maestru la diferite treburi, pentru care și tăiatul porcului. Și de aceea m-am dus la el și m-am rugat tare de el să vină să ne ajute la tăiatul porcului. El nu a stat pe gânduri nicio leacă, imediat, deloc, a venit acela la noi și o zis, vă ajut cu te drag. Dacă n-a fi prea obosit, dacă, nu știu, eu știu, să vedem cum a fi mai târziu, poate ne-a și cântat ceva. Va fi mai târziu, dar nu lăsăm să se îmbece. Nu lăsă să se îmbece, că nici nu bău nimic până acum. Numai să poate să ne cânte, să nu fie obosit, mă refer nu la să se îmbece, că nu bea. Dacă poate el să cânte. El e născut așa sau cred că vine juniere la Macea? El vine juniere la Macea, dar noi l-am luat de-a nostru, am amui măcean. E gata, e cu acție în regulă. Nu, să nu, la noi se zice vinituri, dar cei mai mulți măceani, către cei care nu-s din Macea. Dar eu am un respect deosebit pentru vinituri. De ce? La noi viniturile au iubit localitatea în care au stat și au făcut multe treburi frumoase. Am avut, de exemplu, pe cel care a făcut grădina botanică. Nu era măcean. Mi-a fost profesor, domnul profesor, Dumnezeu să-l ierte, a murit, Covaci Pavel. Nu era măcean. Și ne-a lăsat în urmă o lucrare care vin turiști din lumea întreagă să vadă. O să vă invit să vedeți și grădina botanică când se va putea, la vară, la primă. Toate la timpul lor. Toate la timpul lor. Deci de-aia... Cei care vin în Macea nu mai pleacă. Așa e pământul ăsta nostru, are ceva ascuns acolo care te ține legat, te ține, nici cum nu mai poți pleca de aici. La mine, la Săvârșeni, se zice că el care vine și bea apă odată din Săvârșeni nu mai pleacă. La Macea, ia să vă vorbă de asta. Asta e și la Macea, asta e cu băutul apei. Bă, seama, așa e peste tot acest județ. În popor, așa e. Asta e cu apa. Am el o băut apă de la Macea, o mai și-o ciucat o fată de la Macea. Și nici atâta nu s-o mai duci de aici atunci. Gospodinile s-au apucat la pregătitul mațelor pentru mezeluri. Pentru ce pregătiți mațele? Mațele le curățăm pentru cârnați și cărdăboși, maio și tobă. Trebuie disfăcute de aici așa, atunci spălate și frecate cu ceapă.
ceapa care am văzut cum ați curățat-o mai devreme în bucătărie. Sigur, de aia ne-am pregătit cu ditătie ca să avem tot pregătit, numai să lucrăm, să margă treaba. La proaspătă muierile să ortăcesc astăzi la mine, mâine la tine, ca să fie bine, să margă treaba bine. Fel de clacă. Da. Eram eu micuț să lua beșica, cum îi zice, vezica de la porc, să așa, să storcea bine, să umfla și să punea la uscat. Și atunci ne-o dădeau ei bătrâni să ne jucăm. Baș Giuri, Matale, cum făceai? Tot așa făceam și eu. Goleam beșica, o umflam cu paiu și o agățam la colnă. Agățat acolo la colnă și când se usca mai băga și babii de cucuruzine. Așa zuria de faină, era jucărea e faină pentru frunzi. Și pentru ce îmbătrâni câteodată. Deci sunt obiceiuri care nu trebuie uitate și care trebuie adus aminte. Ia că așa cum facem noi amul. Să se transmite din generație în generație. Și de aceea și de boșul trebuie făcut în mațile cele groase. Are alt gust. Oricât le-ai spăla, tot mai au un miros de porc. Că chiar cu ceapă, cu râsul găneau, chiar cu nu știu câte, altele le spală cu sodă, cu nu știu câte, dar tot mai are un gust de porc. Și ăla-i tot farmec. Ăla-i farmecul cărdeboșului de la mață. Aici băgăm toba, o spălăm, o întoarcem pe dos, băgăm lingura din lemn în ea. Ia că-t-o, câte-i, câte-o purcel. Trebuie că o mâncat bine porcul ăsta. Faină porcul fost, faină. O hrăni bine, i-o da să bea apă. Baș Giuri, văd că ori... noștri măcelarii deja în căldare să fierbe materialul pentru ce? Măcelarii noștri, care la noi se cheamă henteș, ori băgat aici maiu, adică ficatul, ori băga plămânii, capul și de aici se vor face mezelurile. Adică ce? Căr de boș, tobă, la noi se zice salamă la mață, tobă ca să înțeleagă toată lumea, și maiușul de aici se face. Se împărțește toată carnea asta, că după ce s-a terminat de fier, se împărțește în mai multe grămăduțe. La cărdeboș mai mare, la salam mai mic, la maiuș ficatul cât e el, maiu cât e el. Și atunci se bagă în mață. Cam asta e procedura. La mine, la satul meu, la tobă, e să zice șfarcă. Șfarcă, am auzit. La noi zice salamă. La mață, tobă! Gabi, te rog să vii, Gabi măcelarul, Gabi cântărețul, henteșul, vine mai aproape și spune-ne tu ce ai pățit la Maramureș când ai fost la un tăiat de porc. Am fost și eu, mă ruga socul să mă duc la un văr de la Maramureș, dar lui se tem un porc. Și am zis, noi să cunosc eu neamurile de la Maramureș al lui nevastă-mea și când ajungem acolo un porc de vreo 400 de chile fără nicio exagerare. Zic, mă, vărule, zic, aici trebuie oameni, nu poți unul singur să ajunge așa porc, e porc mare. Nu, mă chemat vreo 4-5 vecini, când au ajuns vecinii, n-au cuchin cumva legat porcul, dacă el de pământ, l-a ajungiat și acolo se dă al dămașul, după ce câte o gură de vinars, când zic maramureșenii. Ne punem bani câte o bar de vinars, când ieșim din avea o cotreață în asta, nu-i mai porcul. Vărul nu-i porc, nu se poate, mă, custă sângele din el, porcul a murit. Sângele ei, dar nu-i porcul. Cotăm, ne punem oameni și ne înșirăm pe curte, care la Maramureș fiecare casă are până în vârf la deal, are tătia lor. Și avea un graș cu niște vaci și în dreapta acolo ne ține fânul. Cotăm și când intrăm în cornă lângă graș, un măț cu porc în gură acolo între paie. Tu ești și vânător, Gabi, nu? Da, și vânător. Da, să vede. L-am tras de mâine că pe Gabi. Dar poate nu a văzut el bine, poate mățul cel a fost tigru. Tăți felinei.
exemplu, să bagă surice, să taie un pic mai mari, nu se râjinesc până mășina în carne, să bagă pipar că e râjinită, alții nu. Că zice că pipar că e râjinită se strică. Într-adevăr așa e, dacă bagi pipar să mânci repede selam, toba, că altfel îi bai. În maioș se bagă țeacuboș, adică enibahar ar fi. Noi avem influență ungurească, mare, și asta e din ungurește, țeacuboș. În cărdăboș se bagă, la noi cărdăboșul se face cu rișcaș, adică cu orez. Rișcașul e orez. În altă parte, de exemplu, în Covăsâns, am fost și acolo în Covăsâns și am văzut, acolo nu se bagă rișcaș, orez în cărdăboș, numai carne. A noi se bagă. Asta e farmecul măceanului. Să avem o leacă de orez băgat în Să iasă mai mult. Și să iasă mai mult, așa, să avem ce mânca. No, că, no, nu întotdeauna am fost oameni așa cum sunt astăzi, mai înstăriți. Am fost și mai săraci. Atunci băgai orez mai mult și aveai mai multă vreme de mâncat. Că, ziceam, pe vremuri când eram eu tânăr, să avem grijă cum lucrăm la porc ca să e mâncarea noastră după un an de zile. Și atunci normal că și așa e. Cârnațul se usca, se pune la uscat, nu se mânca numai cât în primăvară. Șoacele s-a fumau, se uscau și alea cât în primăvară. Clisa o mânca că mergeam la sală. Puneam un drap de clisă, un drap de pite, că făceam pite în cuptor, două, trei ceape și asta era mâncarea noastră când mergeam la... La mine în sat este o povestioară că era o babă și mergea la sapă în țarnă cu două felii de pite și între ele puneau un drap de cârnaț. Și când ajungea la holdă și venea vremea de masă, scocea cârnațul dintre felii de pite, mânca pita și cârnațul ducea și vinea și mâneze cu el. Nu, păi asta și la armață povestea asta. La noi era o muiare care merea, tot muiare, care merea la lucru, nu la săpat, merea la lucru. Și în janta ei cu mâncare își punea pite și un țâm de găină. Și în tătă zi. Și până la urmă, ce s-au gândit colegiile ei la lucru? Au lucrat undeva la ceva fabrică de păpuci. Și au făcut cu creon chimic, i-au făcut un semn pe țâmp. Și a doua zi când a venit, tot cât semnul cu creonul chimic a fost făcut. Deci ea făcea tot același lucru. Mânca pita, țâmpul ducea de acasă și a doua zi vine iară cu țâmpul. Asta sunt lucruri, omul le face de sărăcie, nu de bine. La noi tot istoria spune, istoria și ocupația oamenilor de la sat spune că baba aceea de care vă spuneam acum au făcut ceea ce v-am spus până într-o zi când câinile lui o vecină, văzând că straița-i pusă pe marginea holz și ea la lucru, la sapă, s-o duș o băgat botul în straiță la baba și o mânca cârnațul. Atunci a doua zi o trebuie să-și aducă alt cârnaț. Da, cred. Și la noi s-a întâmplat, nu cu câinile, ori mâncat colegele lui Muiarea aceea, ori mâncat țâmpul. Și ei au trebuit să schimbe, să ducă alt țâmp.
Bajuri, văd că e pregătit aici materialul pentru cârnați, stăiate jumările, acolo e carnea pentru sărat, din câte îmi dau eu seama. Spune-mi ce rețetă de cârnați este la Macea. La Macea cârnațul se face ca peste tot în județul Arad. În județul Arad, că nu poți zic în toată țara. Deci, e carnea care o vedem aici în față, se macină, se bagă usturoi, se bagă piparcă râjinită, boia, se bagă piper, sare, după gust. Mai de mult, mă aduc în minte o întâmplare care era vorba la noi pe Macea. Oamenii mai și cu băți, mai, eu știu cum să le zic, să nu le zic altfel. Piperau mai tare cârnațul. Și atunci pruncii nu prea puteau mânca. La, într-o familie cu mai mulți copii, zice un copil, întrebă și mie cârnați, tată. Dar tată, e piperat, e ustră gura de el, nu-mi zdăm. Tată, mie-mi place păpăiat, o zis pruncul. Deci pruncul, eu trebuie și lui, haba ta s-o vreau să mânce el cârnațul. No. Asta e. Acolo sunt jumearele. Și acolo e carne din care mă face picioare și ăsta mă face cocioane, la mai ce se face cocioane. O întâmplare cu cârnațul care se făcea tare des, de la fiecare porc, când am fost eu tânăr, acum nu mai poți face, că nu... Nici nu avem prunci, nu avem tâneri, păci, că... No, asta este tot ce se spune la calculatoare, pe la tablete, pe la... Ce se făcea? Se trimitea, vine pruncul, vine așa, adolescentul, sau cum să-i spun, tânărul, zicea, du-te până la Miculaiul Piscălău și să-i spui că am zis eu, Giurea lui Hănfău, să-mi dea niște ață de cârnați. No. Pruncul, bace Giurea, om serios, cunoscut în Macea ca un om foarte serios, ce zicea, pruncul lua, mă ducea la Miculaiul Piscălău, la prietenul meu, se ducea acolo, lontul, o zis, bace Giurea, să-mi dai ață de cârnați. Îți dau, pruncule, îți dau, zicea către el. Și vine, ioi, ce mândru ești, dar cu ești tu, mă, pruncule, știi? Și spune, mă, când vine, n-am mai găsit ață de cârnați, du-te înapoi și spune să meargă în altă parte. Care era atâta șmecheria? Cârnațul nu se leagă. Cârnațul nu se leagă și Miculaia, prietenul, tot era feștit. Deci când el ăsta, tot vine feștit, știi, cu punișine, de la căldare, de la ceva, știi? Asta e un pont așa ca când să... Când se prepară, se frământă cârnațul, maestorul are rețeta lui și atunci, după ce prepară, ia și de la gazdă să guste, să întrebe dacă e destul sare, dacă e destul piper, dacă... Da. La noi se mai făcea cât o glumă din asta așa, ca să-ți faci o țâră taină de măcelar. Luai o țâră sare mai multe și amestecai în aia în care dăgeai la gazdă să guste. Și atunci îți dai la gazdă să guste și când sânța gazdă atâta sare, bătut-o, mă, focul meu, păi ce ai făcut, ai bătut joc de noi, asta e hrana noastră pe un an de zile, pe, acum s-o iei, s-o mânci tu cu neamul tău. Da. La noi, la Macea, nu prea s-a făcut așa ceva, dintr-un motiv simplu, fiecare măcean e henteșul lui. Și el nu prea duceau pe alții să-i taie porcul. El știe să taie porcul, poate să-l șaci. Și eu știu să taie porcul. Nu-l mai tai, amu, că ești mai bătrân, ești îmbrăcat în hainele astea, tăm așa ce prinde sânge pe ale roșii, n-ar mai ieși, n-ar mai avea cu ce umbla. Dar noi toți ne pricepem. La... Și ți-ai făcut creaște, la noi este o expresie că ți-ai făcut creaște. Adică ți-ai făcut copil care să iei el jarul, să nu-l mai iei tu cu mâna ta. Așa e, exact așa e, da. Am făcut și eu un copil care să facă el treburile grele. Eu am un cuiaște, pe la televizor, pe la o carte, la o sindrofie din asta, un pahar de rătie. Ai zis ce harnici ori fost tânării. N-am apucat noi să bem acolo niciun dez de rătie și ori și fost gata cu pregătirea mea. Așa... Parcă și simt mirosul de cârnați prăjit în cuptor. Na, când a venit, atunci să vezi cum o fi la, ce-o fi la noi în gură când simți mirosul. O să fie apă multă la noi în gură. Poftă, de poftă. Amu, facem curechiul umplut, adică sarmalele. Iacă au venit și ajutorul meu, Ana, o noră harnică cu minte la locul ei. Pentru cine nu știe, e nora lui Baș Giurii lui Hănfău.
Așa o noră m-ar trebui și mie. Să vă dea Dumnezeu. Să ajute Dumnezeu să ne dea la toată lumea. În curechiul umplut punem ceapă călită, sfârâită, calamacea. Așa, bine, Ana. Sare. Așa, sare, piper. Orez sau pirinci, să zicem la mâncare. Așa. Boia, să-i dea față, pipar că râșinită. Așa, capite culoare. Când ferbi să se lădice deasupra, să fie roșii. Le frământăm bine, bine și apoi formăm găluștile. Care or fi norocoșii? Ar fi culmea să se nimerească la aceeași persoană amândouă. Care fi mai păcătos? Asta e, rămâne de văzut. Maria! Doamna Maria! Hai, costulețe! Costulețe! Bacii Giuri, te roagă frumos, Bacii Giuri, dacă vrei mă pun în genunchi cu pătrăloni din ea. Să vezi! Dar nu, 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 Ogna!
trebuie să steie, gata. Ciocăneaua o zis să mai punem sare. Să mai punem sare. Asta e ochnă. Păi da, ce-am luat și eu? Bun, gata. Să vină mațele și să vă dăm cânare. Ce fac păcenii? Mă duc sara la mândra, suțuc și iară o-i bea. Pălincuța mândrii mele, bune la băut că mere. Mă duc sara la mândra, suțuc și iară o-i bea. Hai și iară, hai, tu mă drop pe draculai. Bea pălinca ca blapce și tu mă drop foarte toace. Hai și iară, hai, tu mă drop pe draculai. Bună-i băutura, cârmiți cu mândruța mea. De la ea n-am mai plecat. Are mândra pălincă de mere și de prună. Și de când eu le-am gustat, de la ea n-am mai plecat. Hai și iară, hai, tu mă drop pe draculai. Bea pălinca ca blapce și tu mă drop foarte toace. Hai și iară, hai, tu mă drop pe draculai. Pune-i băutura. Ne-am retras aici în cuina de la Macea până când maisturii afară, măcelarii și cu gospodinele pregătesc mâncarea pentru prânz, că se apropie vremea prânzului. I-am retras așa să-l ascultăm pe Baș Traian să ne cânte niște cântări de-alea bătrânești. Baș Traian, te rugăm frumos să ne încânți cu cântările dumitale. La vârsta lui 85 de ani are, ca să știe. Mă numesc Tolan Traian din comuna Macea, care am servit Sfânta Biserică 35 de ani ca creștinic, ca cântăresc, ca conducător de cor și acum am ajuns aici ca să cânt cântările vechi care le știu eu de când am fost de 25 de ani și acum azi de 85. Mulți înainte! Mândruliță din bănas, tra-la-la-la-la-la-la-la, nu gândi că te-am lăsat, tra-la-la-la-la-la-la-la. Tu ești floare de bujor, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, și nu te ui până mor, tra-la-la-la-la-la-la-la. Tu ești floare după mare, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, cine te iubește moare, tra-la-la-la-la-la-la. Că m-a iubit un voinic, tra-la-la-la-la-la, și acela n-a avut nimic, tra-la-la-la-la-la. Că m-a iubit un băiat, tra-la-la-la-la-la-la-la, de trei ori o leșina, tra-la-la-la-la-la-la-la. Număr că ca pe picior, tra-la-la-la-la-la-la, și spune de ce ți-i dor, tra-la-la-la-la-la-la-la. Nu mă călca pe picior, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, și spune de ce ți dor, tra-la-la-la-la-la-la-la, de ți dor de sărutat,
tra la 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 calcă mă pe este al nal tra la 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 și-a pun culca în pat tra la 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 și-a pun culca în pat mâini tra la 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 la. Baș treine să țină Dumnezeu glasul și sănătatea și vigoarea și să ne ajungă Dumnezeu și pe noi ca și pe dumneatale. Hai până când își mai aduce Baș Traian aminte de alte cântări bătrânești, să povestim un pic și cu Baș Ghiuri Luhănfău, pe numele lui adevărat Ioan Alexandru Ardelean, și văd aici în fața noastră un număr de 4 cărți scrise de Baș Ghiuri Luhănfău în decursul a câtorva ani. Câteva cuvinte, Baș Ghiuri, despre aceste cărți, ce ai cuprins între coperțile lor, cât suflet ai pus în ele, câtă pasiune, câtă trăire, cât sensibilitate. Da, mulțumesc că îmi dați ocazia să pot vorbi. Acum să vorbesc ca și Ioan Alexandru Ardelean, cel care își iubește localitatea în care s-a născut și care face orice pentru ea. Am încercat să ajung primarul acestei comune. Am încercat, n-am reușit să ajung, n-a fost cu suport. Eu cred că e mai bine pentru sănătatea dumitale și pentru temperamentul cu care ai scris aceste cărți. E mai bine, e mai bine. Dar totuși, din încercarea care am avut-o, așa s-a creat personajul meu, Baci Ghiuri Luhănfău de la Macea. Și astăzi sunt membru al Ligii Scriitorilor din Arad, Filiala Arad, Filiala Ioan Slavici Arad, am un număr de 4 cărți scrise, am avut un ziar local, am avut un ziar, primul ziar din Macea și ultimul până acum, se chema Satul Meu, deci totul a fost făcut legal, cu ISFSN-ul, îl scoteam o dată pe lună, îl scriam singur, nu puteam mai mult, mai câte un consătean mai îmi scria câte ceva, și Văseliuța, cei lângă mine, mi-a scris un articol, el fiind fotbalist, mi-a scris un articol foarte frumos despre sport, dar cu atât am rămas. Nu știu din ce cauză. După aia mi-a venit ideea, am scris cartea, Baci Ghiuri Luhănfău, povestiri de la Macea, în care sunt câteva întâmplări interesante, pentru care îi pomeni și Baci Traian, care e aici cu noi de față, Baci Traian al lui Pirchița, 60 la noi la Macea. Așa ne cunoaște. Și aici mai am o carte, Homo Politicus Gânduri, este vorba despre politică, că am făcut politică. Și politica se vede pe coperta din spate cam ce am crezut că e și cam ce am pățit cu ea. Cu un câine cu covrigi în cod, dar nu e adevărat. Aici sunt toate gândurile mele pentru localitatea mea și pentru ce am vrut să fac pentru ea. Apoi, la rând, a venit o carte, altă carte, o carte de poezie. Am scris carte de poezie, De ce eu? Aici sunt câteva din gândurile și din, eu știu, sufletul meu pus în paginile acestea, ca un fel de revoltă pentru ce văd în jurul meu, pentru admirație câteodată, pentru ce simt în jurul meu. Și mai nou, ultima mea apariție în vară este Cartea Edera. Cartea Edera este o carte de suflet pentru mine, o carte în care măcenii mei sunt prezentați, o parte dintre măcenii mei sunt prezentați, care fac ceva frumos. Este vorba despre un ansamblu Edera de dansatori, despre copiii dansatori din Macea și cântăreți, câțiva cântăreți din Macea. Aici și în cartea aceasta, toate cărțile mele, este sufletul meu pus acolo. Cine le citește poate să-și dea seama despre sufletul lui Ioan Alexandru Ardelean. Sunt convins că mulți dintre telespectatorii noștri îl cunosc cel puțin pe Ioan Alexandru Ardelean, dacă nu și pe Baș Ghiuri Luhănfău. Și după emisiunea de astăzi sunt convins că mult mai mulți vor fi acei care vor dori să intre în posesia acestor cărți și să afle mai multe amănunte, mai multe picanterii despre ceea ce se întâmplă aici la Macea, pentru că știm cu toții că Macea este o localitate importantă în vestul țării, o localitate unde sunt foarte mulți oameni gospodari și fiecare are istoria lui, fiecare are întâmplările lui, mai mult sau mai puțin șugubețe, istorioare despre care multora le
îi place să povestească și să transmită generațiilor viitoare despre ceea ce a fost, este și va fi localitatea Macea. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți, pe dumneavoastră, pe Baș Traian, pe toți cei care sunt astăzi în jurul nostru și sunt, repet, convins că după ce telespectatorii noștri vor vedea emisiunea de astăzi, vor fi mult mai mulți curioși să afle lucruri interesante și frumoase despre frumoasa dumneavoastră localitate. Vă mulțumesc frumos și sper să fie așa. Sper să fim cunoscut cât mai mulți de cât mai mulți oameni și să vină la noi la Macea, că avem ce oferi. Din sufletul nostru cald, dămăcean, putem să oferim tot ce e mai frumos și tot ce mai avem mai drag nou. Sufletul deschis și brațele, sufletul curat și brațele deschise, cred că sunt cel mai mare dar pe care poate un om să-l ofere celui din preajma sa. Dăm îndradă băut, de la ea să nu mă duc, după ce m-am îmbătat, mă ia și mă pun în bat. Dăm îndradă băut, de la ea. Bargiuri, spune-ne ce să pregătești aici. No, ferturile-s gata, am o carte, cartea se desprinde după cioanche și se alege. Pentru, cum am zis la început, pentru cărdăboș, pentru maioș și pentru salamă, tobă. Șvarcă, exact cum zic la noi, ungurii zic așa. Aici se vede, aburi ies, carne ca lumea, domnul Gabi cântă la, ia, cântă la falcamul, nu la primarul falcă, la falca porcului. No, hai cântă-ne una, Basiuri. Da. Cântă-ne una la rece, așa. Din oasă nu face nimic? Din oasele așa, oasele așa, nu știu ce se face cu asta. Se bagă la căldare. Tu știi că pentru ciolane se bat alții. Da, pentru ciolane se bat alții, da. Noi ni le dăm unul altuia, nu ne batem pentru ele. Bă, o corintă, dar să corintăm toți acum, dacă suntem aici la sărbători, nu unul singur. No. Toată lumea se ca o corintă care o știm toți, să-i dăm drumul. Și pentru că eu nu știu colinzile de la Macea, în timp ce voi colindați, eu mănânc fierturi. Corect, mă nu pătăte. Orice vește minunată, când bifleim misarată, astfel s-a născut ce început, cum a zis prorocii, astfel s-a născut cel fără de început, cum a zis prorocii, îi la Biflăie Maria se vâșincă Letonia, într-un mic sălaș, lângă acel oraș, a născut Mesia. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, a născut Mesia. Pe fiul înalt să lume, Pater l-a trimis în lume, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Și să crească, să ne mântuiască. Păi stori-vă zând o zare, din cerul lumină mare, el nu era, îngerii cântau, și cu toți se bucurau. Ei fluierau, îngerii cântau, și cu toți se bucurau. Noi
noi umblem acolinda, mărut mărgăritar, noi umblem acolinda. Pe la casă de creștin, mărut mărgăritar, pe la casă de creștin, se vestim că s-a împlinit, mărut mărgăritar, se vestim că s-a împlinit. Prorocia de demult, mărut mărgăritar, prorocia de demult. Vă urăm cu harul său, mărut mărgăritar, vă urăm cu harul său, se vă mântuie de rău, mărut mărgăritar, se vă mântuie de rău. Iar nașterea lui Hristos, mărut mărgăritar, iar nașterea lui Hristos, să vă fie de folos, mărut mărgăritar, să vă fie de folos. Ce-mi-o plăcut și-mi place, măi dorule măi, să-ți în mândruliță șapce, măi dorule măi, dar nu una... Hai, Doamne, dar mândru arată, ce ne faci așa bun de mâncare aici? Aici fac tocană cu purei. Așa se face la proaspătă de-a mea, tocană cu purei. Se mâncă toată lumea care lucră la porc și se duce și la vecinii stânga și dreapta, că leminoasă și să nu le fie locomie. Păi la câținiți noi aici, la labușa asta nu-i destul de mare. Nu-i bai că mai mâncăm și cârnaș și cărtăboș. Păi poate că nouă ne ajunge, numai că nu mai iasă de dus și la vecini. Nu-i bai că ducem noi, la tătă facem noi, mâncăm să, la tătă lumea. Să ajungă. Să ajungă. Nu-i puțin să nu se gace și nici mult să nu se ajungă, sau cum, invers. Da, te-ai face, mani, așa-i. E destulă mâncare, Doamne, apără! Doamne, ține-o și pe ei care au crescut porcul și se mai poate crește și dacă înainte. Așa, să fie sănătoși! Dorule, nu m-a spase de rușine. Au nume de sfânt, măi dorule măi, le țin toată ziua-n gând, măi dorule măi, Părană și Pămărie, măi dorule măi, le țin în mince la mine, măi dorule măi. Dă-le aș aduna pe toașe, au măi dorule, și le-aș pune ca să joace, să joace pe lângă mine, au măi dorule, nu m-aș face de rușine. Bă, străine, după ce am mai stat o țără pe afară, mai mâncarăm o țără carne de la fierturi, mai spuseră oamenii de pe acolo ceva șozăni, de pe aici, de pe la Macea, ce s-a mai întâmplat peste ani, ne-a mai povestit și Baș Giuri de-a lui. Hai să revenim un pic în magia sărbătorilor de iarnă și să mai ascultăm câteva colinzi bătrânești. Te rugăm! Din an în an sosesc mereu la geam cu moș ajun. Ieri cumplite drumul greu, dar obicei străbun. Ascult strămoșii când în cor colindul sfânt și bun. Tot moș era și-n vremea lor bătrân, nu-l moș Crăciun. Tot moș era și-n vremea lor bătrân, nu-l moș Crăciun. E sărbătoare și e joc
în casa ta acum, dar sin bordeie fer de foc și mâine Moș Crăciun. Dar sin bordeie fer de foc și mâine Moș Crăciun. Și acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita, când ești voios creștine, să fii bun. Dar nu uita, când ești voios, rămâne să fii bun. De unde atâta vigoare în baci? La rândul de plămâni, am așa ori zis unii. Și bacetenii mai ai un rând de plămâni. Și popa. Da, până când îți mai tragi sufletul un pic și îți mai dregi glasul, îl provoc și pe Baș Giuri să ne mai spună și el o întâmplare șoadă de aici, de la Macea. Da, mulțumesc. Baci Traian este un exemplu pentru noi, pentru măceni, prin vigoarea care o are, prin iubirea lui față de satul natal, prin iubirea lui față de măcenii lui dragi, că pentru măcenii lui dragi face tătie ce le face. Dacă ați observat în colindul care l-a interpretat înainte, a spus la un moment dat, creștine să fii bun, deci toți cei care sunt creștini și cred în Iisus Hristos să fie bun, un mesaj perfect pentru zilele acestea și am încheiat cu un glas puternic, de-aia domnul Vodician l-a întrebat, de unde atâta vigoare? Române să fii bun! Și într-adevăr, Baș Traian a nostru, Pirchița de la Macea, un bun român. Vreau să vă spun că la 1 decembrie, se vede după ceea ce poartă în piept, așa e. La 1 decembrie, de câteva zile în urmă, când a fost ziua noastră, sărbătoarea noastră națională a românilor de pretutindeni, în acea ținută, Baci Traian s-a prezentat la festivalul, la festivitatea de punere de coroane care a avut loc în centrul comunei noastre, în mod oficial, organizată de Primăria Macea, la statuia voievozilor noștri. Acolo am fost și eu, acolo au fost toți cei care au simțit românește și care iubesc țara asta și localitatea asta. Mă bucur că fac parte din localitatea, că sunt măcean și am asemenea oameni pe lângă mine. Aici, toți care sunt, îi vedeți aici, domnul Vodician, toți iubesc Macea, toți iubesc țara, iubesc România. Sunt români adevărați toți. Familia domnului Orcoș e o familie bine văzută în stat înainte al lui Crumpa. Asta e porecla familiei mele. Da, Crumpa era un om bine văzut. Și oameni de biserică. Erau. Oare au fost bine văzuți că au fost așa mari ca mine? Au fost bine văzuți pentru că au fost așa suflet bun în inima lor. Și au crescut și ficiorii. Baci Traian mă face să cad, să fiu nostalgic, să-mi aduc aminte de bunicul meu. Da. Bunicul meu Ioan, care îi port eu numele, Ioan Crumpa era un țăran liniștit, un țăran așezat. Nu era un țăran bogat, avea doar 10 hectare de pământ și de acolo și-a crescut, era înstărit, și-a crescut copiii, 3 copii, 2 băieți și o fată. Orice măcean mergea la el, îl ajuta, era doctorul satului. Adică ce făcea? Avea o problemă cu un picior, cu o mână, el le punea la loc. Avea metodele lui, luxații, chiar picior rupt, îl punea în atele, lopițele se zicea la Macea pe vremea aceea. Tata, la fel, tata a fost un om care nu i-a plăcut munca câmpului și de aceea, Florea, da, de aceea bunicul meu l-a trimis la școală și a făcut Moise Nicoară, liceul Moise Nicoară din Arad. Pe vremea aceea nu oricine făcea Moise Nicoară. Și venind înapoi în sat, a lucrat o perioadă secretar la școală, o perioadă secretar la primărie. Și orice, mi-aduc aminte, fiind copil, veneau la tata măceni să le facă cereri. Avea un scris frumos, știa să compună o cerere, diferite cereri, care durerile oamenilor care le aveau.
Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Mi-aduc aminte și de mama, care la fel, și mama. Mama nu era măceancă, dar prin adopție a rămas măceancă. Mama le făcea măceanilor torte, adică plăcinte. Ți-aduce aminte, bătrâne? Da. Și deci, de aceea familia mea a fost o familie iubită de măceni. La rândul meu, eu fac ceea ce fac. Scriu cărți despre măceni. Deci asta e tradiția familiei mele, să ne iubim localitatea în care trăim și să dăm tot ce putem pentru ea. Dar și bunicul dumitale, tot așa bine crescut, la propriu vorbind, a fost ca și dumneata. Da. Am avut doi bunici, unul din partea tatălui și unul din partea mamei. Și bunicul din partea tatălui, care am vorbit că era măcean de aici, avea 105 kg. Deci tot ca și mine, era și el. Celalalt bunic al meu, nu era măcean și nici n-a fost măcean niciodată, dar a lucrat în Macea. A fost șeful de post din Macea, pe vremea regelui Mihai. Da. Și tot așa și era. Era oltean. Era un tip aprig, un tip care nu accepta compromisuri, care nu accepta compromisuri de niciun fel. Cel care era șef de celălalt punea oasele la loc, nu? Și șeful de post le rupea. Da, putem să facem o glumă, să zicem așa, șeful de post le rupea, celălalt le punea. Și șeful de post, dar probabil era un înțeles între cuscri, să aibă de lucru. Șeful de post nu l-a acceptat pe tatăl meu de ginere. Era fiu de țăran, un om simplu, nu era... Șeful de post era, pe vremea aceea, era o personalitate, oricum. Văd astăzi nu e așa. Șeful de post întocmea dosare penale, deci au fost câteva crime aici în Macea la vremea respectivă și toate întocmite de bunicul meu dosarele, direct în tribunal. Nu trebuie să vină cineva de la rat. El a întocmit toate dosarele necesare pentru asta. Așa erau timpurile. Acum s-au schimbat puțin. Mulți și unii am fost bine apreciat. Avem o comună sub Martina aici, aici au fost nienți, acum sunt coloniști români. Și mă cheamă preotul, de multe ori, că n-are cu cine să facă slujba, Sfânta Liturghie. Hai, bace 3 ani, zice că de ce nu am cu cine să fac. Și zice, părintele, moralul, cu bace 3 ani, poți să merg, el scântă toată liturgia singur. Nu are nevoie de ajutoare. Și m-am dus și am făcut și acolo față, am fost acum, mai de mine, că am avut. Și la Curtice am fost acum, la omaz lui iară. Și acolo le-am corindat, care nu au auzit cântările și preoții, au fost 14 preoți. Și unii, ca dumneavoastră mai tineri, m-au mai ajutat, știu-te-o lucru să se... Comuna de mare, măi, dorule, măi, tot omul mânduță are, măi, dorule, măi. Numai eu mi-s mai turbat, măi, dorule, măi, am în fiecare sat, măi, dorule, măi. Dă-le-aș aduna pătoașe, au, măi, dorule, și le-aș pune ca să joace. Să joace pe lângă mine, au, măi, dorule, nu m-aș face de rușine. Dă-le-aș aduna pătoașe, au, măi, dorule, și le-aș pune ca să joace. Să joace pe lângă mine, au, măi, dorule, nu m-aș face de rușine. Am ajuns să degustăm și primele produse pregătite de bucătăresele noastre la pomana porcului, vestita tocană de la Macea, tocană cu curechi. Și pentru că orice creștin, înainte de a lua prima bucătură, face o rugăciune, îl rugăm și pe uica Traian să ne facă o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatăle nostru, care-le ești în ceri, Tatăl nostru, care-le ești în ceri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ, precum în cer și pe pământ,
pâinea noastră, cea de toate zilele, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă voastră și ne iartă păcatele noastre, precum și noi iertăm pe a greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne mântuiește și ne mântuiește de cel rău, de cel rău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea, băutura și pe cei ce se vor hrăni din trânsele. Amin. Jurii, după ce au lucrat tătă ziua la oale, ciocăneaua și cu fețile care au ajutat-o, că nu a lucrat bași singură, nu putea să facă atâta pentru atâția mâncășoși, am chemat-o și pe ea aici și eu aud că pe coridor s-aud ceva clinchețăi. Cred că ne vin colindătorii. Dacă vin, noi suntem aici, îi primim cu tot dragul și ascultăm să vedem ce corindă. Ia că te că s-a aici. Slobod, slobod! Oița de asta! Oița! Și oița pică lină și gaibă trage de lână. Bună ziua, domnilor voastre! Bine ați venit! Bine ați venit cu corinda! Noi țărani! Da, și să vă veselim pe sarea din Miculaș. Bine așa pus. Să vă spun ceva. Până am găsit rucile astea și le-am strâns pe uliță. La prunci, pe când vin, am găsit o cooperativă, că am o pânges super. Am găsit o cooperativă, m-am dus până acolo pe drumul sumatului și iar am adus niște chiocuri cu țucur. Ia, țucur crumpa, țucur agrișor, țucur din mătasă și tăte și ambalajul mi l-a făcut special pentru dumneavoastră. Țucur lapte, nu ne-ai adus. Aia este, că țucur lapte. Să disfac un chioc să vedem dacă se vede. Ia și la punca și ăștia la tăs. Nu, ăsta e mentă. Dă-le pace cu niște nuci și ea ca și așa. Păi eu n-am venit singură, că am venit cu omul meu. Ba, aș gândi, bine te-am găsit. Da, faină om, băi! Hai, domn, sănătate! Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Bine venit la noi! Hai, domn, sănătate! Doamne ajută-ne! Îl cunosc! Și am eu vă spun drept că atât am fost de frig pe drum. Tare, 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 și eu ți-am adus ceva. Prima dată... Hai să încerc cu ți-am adus o carte. Doamne, cu tot felul de dășozenii. În premieră, n-am mai dat-o la nimeni până acum. Apoi am adus... Iacă și două lumânări și două luminca și vezi și citești. Dacă te iei corante cumva... Bă, să citesc bine, bă. Retine fiecare mea. Da, da. Iar sună de prune. Sună de prune. Mulțumim frumos. Și pentru vin, că așa e din ce bea, s-a adus o finjau. Da, cu bastoniere. Și pentru nepot, o bătuță, că s-a părut și e. Nu știu, pe aproape. Am eu, după ce gătăm o țână să ne vorbim, că nu ne-am văzut de mult, eu am venit gata de lucru.
am găsit și zobonul cu mieluțul notin de acolo, de la bun brânza, și din loc mă apuc din lucru, am și zadie, am acolo pregătit. Numai mă olea că să știm să mai ne hodinim. Luați loc, luați loc, să vă hodinim. La noi se obișnuiește că gazdile să dărească la colindători daruri. Acum văd că e invers. Dar nu putem să îi răsplătim și noi cu ceva, dar după ce ne colindă. Hai să vedem dacă știu să ne colinde colindătorii. Da. Uite, neagră bagă în sac. Scoală gazdă, dă-mi colac. Nu-mi da mic, că mi-e frig. Dă mare, să fiu tare. Dai, nu-mi șoptim. Și-amu, că m-am gândit eu ce să vă colind din acele tare, tare vechi. Tare, tare vechi care se colindau la Macea. Și m-am gândit... Dar hai să ne așezăm. Ne așezăm. Am, dacă vreați și dumneavoastră să mă ajutați, o fi bine. În seara de Moș Ajun, toți creștinii se adun și așteaptă cu folos ce se spune de Hristos. Magisteaua urmăresc, venind ca să vadă îngerii mai se iasă din cheptul meu, când v-am văzut că vineți. Așa cum a zis domnul Vodicean, ar trebui noi să vă dăm ceva. Eu pot să vă dau, am pregătit acest pentru colindător, eu cu ciocăneaua, amândoi și cu Văsăliuț și cu domnul Ion și cu Bastrean, am pregătit niște mere să dăm la prunci. Dar, acum, dumneavoastră, nu sunteți tare prunci. Și m-am gândit așa. Dacă vă trebuie, vă dăm mere cu dracu. Dacă nu, vă rugăm să stați cu noi, să mâncați cu noi, să petreceți cu noi în sala. Mulțumesc. Cum vă face plăcere? Ce alegeți? Acum noi stăm, dar să știți că noi am din sare din micul an mai mere și pe alte căști pe aici, pe la Macea, pe la tătie, pe uliță, îi plinge lăbiți, ne așteaptă. Nu uita că aveți vreme, stați, am oameni și noi. Am fost și pe ulița dumneitale și te-am cotat, n-ai fost acasă. Nu că nu. Ia că am un desai de frig acolo, trebuie să-mi iau cârpa după cap. Asta e cârpa de la maică bună. Cârpa de la maică bună, făcută cu biți. Ia uite aici, cu biți. Cu acu, cu biți. N-am mulțumim frumos. După ce am degustat din bucacile pregătite de gazdile noastre la tăiatul porcului, după ce am ascultat și colinzi vechi specifice de atunci de la Macea și am primit cu căldură goștii noștri veniți de la Arad, pe Florica Aranta Cândea, pe cum îi spune la Macea.
La Florica. Dealul Brânza. Și de asemenea suntem bucuroși să-l avem oaspete pe Baș Toghere, pe vestitul Baș Toghere. Îi spunem bun venit și îl rugăm să ne spună și dumnealui o povestioară, ceva legat specific cu zilei de astăzi, de tăiatul porcului. Omule bun și dragi privitori, am multe se întâmplă în viața omului, mai ales în perioada asta de iarnă. N-am și vă povestesc cum într-un an mi-a bolnăzit un vecin, că a zis că nu mai treabă și pârjolim porcii, că are el ceva pastile fermecate, de pică părul după porci cu 3 zile înainte și de fapt mi-a vândut aspirină sau ceva medicament, cine știe, el știe. Bumbii de la Cămeașă. Cred că. Am și vă povestesc cum într-un an, având niște vecini aproape așa peste drum cumva, șreg, așa într-o parte cumva, mă, noi știam o treabă, de fiecare dată ne programam și însemnam în cărindar ziua în care tăiem porcul. Dacă era un singur preceput acolo la tăiatul porcului și n-au omul să știe cum se programează, că nu așa se face, nu? E, într-un an, numai vecinii ăștia așa ce stăteau peste drum de noi, mă, nu ne-au programat, nu ne-au chemat, nu ne-au anunțat, mă, ce fac aici, mă? De fapt, ce s-a întâmplat? O zis vecinul câtă muiarea lui, mă, zice, uite, e o problemă. Nor că am dat prunile anul ăsta, zice, și dacă îi chemăm pe aici să vină să prindă porcul, e beată tărătia. Mă, dar bun, dar cum îl tăiem? Mă, zice, fii atent ce m-am gândit, că așa și nu-i prea mare. Făcem, zice, o strategie de saram și îl gazăm. Bă, cum să-l gazăm? Lasă, zice, numai că vezi tu mâine dimineață, nu-i mai chemă, că vin ăștia, tolăiesc, beu rătie înainte de a prinde porcul, scapă porcul, atunci fugi după el, nu-și omoară ca lumea, fuge cu porcul cu paile în spate, se întâmplă tot felul de nenorociri, mai eu foc jirezele cu paie și se-mi complică problema. Facem altfel, nu facem nici gălăgie, nu tălăim. Dar cum? No, zice, mâine dimineață numai fi pregătită cu butelia, zice, acolo lângă. Ce-or făcut? O lua butelia cu mațul, s-or dus, s-or băgat în coteț și vârful de la maț l-a înmoiat în miere de stup. Și zice vecinul câtă moiare, bă, fii atentă, zice, tu stai cu șmecherie, zice, afară că e mațul destul de lung. Și o tem porcul așa ușor. Guțu. Și a venit porcul săracul și flămâncă nu i-a dat de mâncare. I-a pus niște bobe de tente acolo jos și tot l-a ăsta pe la mușinător, pe la flit cu mațul. Hei, măi, frate, o dat de gust, o văzut că e dulce și început să sugă pe maț. Am auzit, zice, dă-i drumul, zice, la gaz, așa ușor. S-o dat drum la gaz, dă-i. No, tă-l-o, s-o simțit gazul, a intrat în panică, bietul porc. Ei, dar până la urmă s-a împăturat. O picat pe foale, gata a fost. Da, zice, ai văzut cum se rezolvă problema. Scoate-i, uite, zice, cu butelia cu tătă rânduială, du-o mai acolo, mai departe, hai și-l hățâm afară, zice, din coteț, că nu-i mare, că nu-i greu. L-au scos afară, mă, tătă a fost treaba bună. O desfăcut un bălot de paie, o pus paiele pe porc. Da, zice, adă teaca ceaia cu mășini, zice, și-i dăm foc, zice, dar nu fă gălăgie, că ăștia ne prind, zice, și vine aici și ne berătie. Și o da foc la paie. Mă, oameni buni, omule bun. Când a ajuns langa aceea la mușinători, cum el a fost înfoiat cu gaz, treaba s-a rezolvat scurt. O bubuitură puternică și nu s-a mai văzut om cu persoană, dar nici porcul. 2 săptămâni ori mânca mâțele, zice, ia că așa erau înfoiate hălci de carne de pe acoperișuri. Nu, zice, bine a fost, numai bine, zice, cheltuiam, zice, 2-3 litri de rătie și scăpam, zice, cu porcul și aveam și noi ce mânca tătă iernuța. N-am o duce și mai mâncă. Ia că-i cumpărat de la vecin, n-ai avea ce face. Așa s-a întâmplat. Da, au avut noroc că nu mai trebuie să ceme nici măcelar, că a fost porc împărțit gata. S-a dus numai șloculeț, șoncul de la George, cărmănalul de la Ion, sclisa de la Maria lui vecinul de peste drum. Am eu, vă mai spun una foarte faină. Într-un an, eu chemam un vecin, că de atunci și rămâne ciufa la șoanca. Zice, să veniți, zice, să ne ajutați să prindem porcul. Zice, dar veniți tăți cu muieri, cu tăți și cu leviare și rânji. Mă, nu știu care o întreba Mitru, zice, mă, ce facem noi cu leviarele acolo și cu clopaci și cu rangă și cu... Nu ne-au spus nimic. Când ne-am dus dimineața, zice, mă, e bai. Ce-i baiul? Zice, trebuie să dezmontăm, zice, cotețul. Păi cum să-l dezmontăm? Hai, dar numai zice, băgați capul și vedeți ce e înăuntru. Când ne-am uitat, mă, un porc
atât a fost de mare, de nu mai putut ieși din coteț. Bă, dacă, de câți ani îl ții? Mă, zice, nu are mult, vă 4-5 ani numai. Zice, da, am vrut eu și îl fac așa mare, ca și arăt eu la toată lumea ce porc mare tai eu. Mă, oameni buni, i-am apucat cu rânjile și cu leviarele și cu clopace, cu budacele, cu săcuri și dezmontăm cotețul, n-am avut ce face. Ei, o stat porcul, s-a uitat el acolo, s-o spărea la început și la un moment dat, mă, dar ce facem cu el ca să-l liniștim, că ăsta ne mâncă pe tăți? Bineînțeles că eu am găsit soluția și am zis, fii atent care-i treaba. Moiem o pită în rătie. Băgăm 2 litri, 3 litri de rătie într-o vighire și o pită puhabă, o băgăm acolo și o lăsăm să se înfoie de rătie și îi dăm la porc și să-l vezi numai cum doarme. Așa încă o zis, mă, eu nu bag, zice, eu bag, ajunge, las că bem noi celelalte 2 litri, eu bag numai într-o litră și o tot învârt așa de pe o parte pe alta, o durgălesc pe acolo, zice, mă, omule, nu te zgârci, mă, că e de bai, mă, că aici e matahala mare, mă, nu ne jucăm cu așa, nu, că lasă că o bem noi și, da, bun, zice, și făcut, asta e. I-am pus, am băgat acolo pita în vighire, s-o muia bine, o dat-o la porc, mă, zic, nu m-am văzut că s-a culcat porcul pe alături. Niște horoituri de s-auzeau până la treia uliță. Bă, na, hai uite, dezmântăm ce-o mai rămas și îl tragem cumva afară, ce să facem cu el? Mă, omule bun, a început și-n joace ochiul stâng. Când a început și-n joace ochiul stâng, am zis, nu, ce-i ceva de bai. Ceea ce s-a și întâmplat. Nu m-am văzut că la un moment dat a deschis porcul ochiul stâng. Opa, acei de bai. Îl legasem noi cu ștreanguri și cu tătă rânduiala să-l trăgem afară. Mă, când s-a ridicat odată în picioare, s-a scuturat așa, s-a scos o, nu știu ce-a fost, o strigătură, o guițătură groasă, de așa s-a făcut părul pe noi, s-a zbârlit cheale pe noi. Mă, și când o luat la fugă, s-a țipat, o rupt ultimul paratie ce mai trebuia și îl dezmontăm. Noi cu ștreangurile pe lângă el, ne-au păfugat vreo 3 ture până o gradă. Cum era cam tine, că ploiase, bă, eram cu boconcități până la, aproape până la genunți în tine. Atâta ne-o păfugat până ni s-au umflat vâinile de la picioare. La un moment dat, nu mai putut. L-am dobândit, l-am pus jos, a venit măcelariul, l-a rânduit și noi de bucurie am zis, în sfârșit, matahala, am rezolvat-o. Dar nu a fost așa, că a pus paie pe el. Mă, și când s-a scuturat odată, după ce a ajuns să-l frigă pe cheale, știi? A ajuns la mosor, langa. Mă, și când s-a sculat odată în picioare, mă, și când a luat-o la fugă, câtă o latile lui vecina din fund de o greză. Ia, nu am zis, gata, acum dă foc la tăt satul, că era cu focul în spate. Și ăsta vedea niște jirezi de paie, aranjate așa, ca la bibliotecă, pusă cărțile și zic, dacă se bagă în trânjirez, gata-i baiul. Când ori văzut vecinii din fundul grezii, tu și vezi, paie mă, că au ieșit afară, noi am zis, mă, ieși, erau unii dintre ei pe acolo să vadă ce facem, doi și cu toată familia, o da și clopăcească cu clopacele pe niște fedeaua, pe niște lăvoară vechi, doar îl spărie cumva și schimbe direcția. Atât ori bătut aceea din clopace pe ăsta și-o țâvlit ca din gură de șarfe, până la urmă, cumva s-o spăriat, o luat-o pe altă direcție și până la urmă o picat ca mort. Nu a mai putut. Baiul nu a fost aista, dar am luat o șoancă. Că au zis că dacă luăm o șoancă, mâncă așa cam cât o uliză. Atâta de mare a fost. Foarte mare. Când fugeam noi pe lângă el, noi nu ne vedeam unul pe cealaltă, după cealaltă parte și șeași. Știi? Numai pe strigături ne înțelegeam. Dar zice, dacă luăm o șoancă, ajunge. Dar zice, luăm o șoancă și zice, să avem noi și să fie tătă rândeală. Și a luat o șoancă. Am mâncat, am pus-o noi în sare, nu a fost problemă, dar după ce am luat-o și o punem la fum. Avea asta o fumătoare în pod. Știți cum erau pe vremuri fumătoarele în pod. Mă, oameni buni, cu ciga am suit șoanca în pod. N-am putut să o îmbrângi. Și atunci de patru oameni trăgeam de ștreang, de jos, așa cumva, patru să păroată pe după șoancă și o împingă în sus și mai patru din pod cu de alt ștreang, greu am suit-o. Nu, am dus-o cumva, am suit-o acolo sus în pod, am legat-o ca lumea și cu droade și cu ceva fer betoane îndoit așa, sub formă de cârlig, știi, ca șoție. Am legat-o cu ștreang și eu i-am spus, măi, nu faceți focul mare, că focul, cum se făcea focul din casă, și nu faceți focul mare, nu vă jucați, că aici e de bai. Aici de bai și se încurcă treaba. Dacă faceți focul mare, se poate întâmpla să se întâmple. Nu l-a ascultat. Nu, că a zis că trebuie să grăbim, să îi dăm fum ca lumea. Și într-o zi eram la el acasă, la șoanca, la bătrânul. Bă, oameni buni,
Nu știu ce s-a întâmplat. Făcut-o focul prea mare. Că de la vreme, chiar că am simțit și noi că e cam cald în casă. Mă, când s-au dezdoiat cârligele cele de sus de acolo, au luat foc triangurile, că au ajuns langa până sus acolo. Când am auzit o cârâitură, noi știam la masă, beam un par de vin, ca oamenii, știi cum e iarna. Când am auzit o cârâitură și o bubuitură și ceva s-a întâmplat, s-a huluit ceva, mă, a trecut o umbră, cap în hârtie a trecut șoanca, a venit șoanca aceea mare. Când a trecut cap în hârtie până tavan, s-a țăpat în podeale. O sfârmat podealele, s-a dus drept în podrum. De jumătate de metru s-a băgat șoanca în pământ în podrum. Mă, când au ajuns, când au dat șoanca de pământul de la podrum și s-a înfipt în pământ, de jumătate de metru din bubuitura aceea, vă dați seama că o tremurat toată casa, de jumătate de metru o zburat belciu cu pruncul lui șoanca de la podeale. Așa s-a spărăiat pruncul, șonchița, am și zis cât el, că așa a rămas ciufala. Așa s-a spărăiat pruncul, mă, al lui șoanca, de o săptămână de zile o sughițat în continuu. De la spărietura, și am o mai sughiță. I-o dat citroamă, i-o tot felul de, cu oțet, cu tot felul de... Nu o reușit și treacă sughițătura aceea. Și am o sughiță, zice că am vorbit eu, am trecut o vreme de atunci, l-am întrebat pe tatăl, mă, șoancă, mai... sughiță pruncul tău, șonchița. O să zice, am ui mare, zice că nu, o trecut vremea și... Sughiță numai după ce sunt beată. După ce bea mult țara, zice, dimineața sughiță, tot așa, vă cât e pe ceasul. Noi, așa am pățit noi cu șoanca la omul ceala, că de-aia nu țineți porcii prea mult, că fac bălauri și după aceea ajung la tot felul de năcat. Tăiați așa când au la 100-150 de chile. Eu zic că așa a fost și ăsta care l-a tăiat astăzi Bașgiurii lui Hanfău și tare bun e buca ce a scos din el. Făcut ai tocană? Făcut am tocană. Cucureti? Cucureti, acu, mânățel. Musai, trebuie să vedem cum stai. Și acum să fii gazdă sănătoasă, să plăcești colinda noastră, noi plăcim colinda dumneavoastră cu strachină de tocană Cucureti. Slobodi cu colinda! Slobod, slobod, slobod! Să vedem dacă știți acolinda. Știți? Haide, ieși afară, gazdă bună, că am venit cu voie bună, să-ți facem o urare care ține sărbătoare. Gazdă plină până-n tindă, că am venit cu o colindă și cu veselie mare că e zi de sărbătoare. Slăbozi de gazdă în casă, că afară ploaie de varsă. Slăbozi-n e gazdă-n tindă, că o mătui până-n grindă. Și o vreme viforoasă, slăbozi-n e gazdă-n casă. Că am venit să colindăm, ne apucăm, ori ne lăsăm.
Bună seara! Bine ați venit la Macea! Ne bucurăm mult că Bace Giuri ne-a invitat și pe noi, ansamblul Edera. Noi suntem practic dansatori, dar la sărbători mai și cântăm. Nu suntem noi excepționali, dar mergem cu colinda prin sat, copiii se îmbracă în portul de la Macea și așa colindă străzile și le face bucurie părinților, bunicilor, cunoscuților. Ansamblul este un ansamblu mare, mai sunt mai mulți copii care sunt ansamblu. Noi am venit acum cât am putut, mai sunt care lucrează. Avem toate categoriile de copii, de la 13 ani până la 21, deci și tineri care au această înclinație de a dansa. Vă mulțumim mult că ne-ați onorat cu prezența. De ce am scris o carte despre niște oameni care trăiesc? De obicei cărțile se scriu despre oameni care nu mai sunt. Cum să nu scrie asemenea carte? Ascultându-i în seara aceasta, încă o dată, mi-am dat seama că alegerea mea de a scrie despre ei nu a fost greșită. Și sper că și de acum înainte să pot să mai scriu despre ei, că vreau să mai scriu despre ei. Eu vă mulțumesc frumos că ați venit în seara asta aici. Și mai departe o să las pe domnul Vodician, o astfel de nostru drag, să vă spună câteva cuvinte. Felicit pe acești tineri minunați pentru frumoasele colinde pe care mi le-au cântat în această seară. Se merită ca la casă de oameni gospodari, așa cum ne aflăm prin generozitatea celor care ne-au primit aici, la Macea, astăzi, cu tot ceea ce au pregătit. Să vadă și telespectatorii noștri din întreg cuprinsul țării cum se obișnuiește tradițional să se pregătească bucatele pentru zilele de sărbătoare, pentru zilele Marelui Praznic al Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vreau să urez acestor tineri minunați să fie mereu la fel de tineri, la fel de frumoși, la fel de curați la suflet și la trup, iar dumneavoastră, tuturor celor care ne sunteți astăzi și acum alături, să vă dea Dumnezeu multă bucurie în suflete și în casele dumneavoastră, iar seara Crăciunului să fie prilej de bucurie pentru toți cei care ne privesc în aceste momente și pentru toți cei care vestesc nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.